știe toată lumea. Mașina vă aparține? Da. Care? La de petrecerea de pietoni. Asta frumoasă? Da. Da. Vi-o prezint pe fata mea, e model și mai ceva. Și pentru ca toată lumea să știe că are cu ce să lăuda, primarul Nandi Covlea și-a parcat bolidul de 10.000 de euro exact pe trecerea de pietoni, la colțul intersecției, acolo unde parcarea este strict interzisă. Se pare că pentru Nandi Covlea mersul pe jos nu face piciorul frumos, așa că preferă să parcheze ostentativ în locuri nepermise, decât să mai meargă câțiva metri pe jos până la destinație. Mașina vă aparține? Da. Care? Mașina care este parcată... Asta frumoasă? Da. Da. Ați parcat-o pe trecere? Păi uite cât ați parcat aici pe trecere. Ce să mai greșim, asta este aglomerația mare. De ce n-a făcut domn Gherghe parcări? N-ați găsit loc de parcare. Nu, dar de ce n-a făcut domn Gherghe parcări aici? E un motiv să parcăm cu totul. Păi ce să facem? Mai avem un pic și ne urcăm cu ea în primărie, ce dracu. Ați căutat al loc și n-ați găsit? Da, am căutat, m-am învârtit o oră pe aici și n-am reușit. Probabil că Nandi Covlea nu a mai venit prin Severin de 4 ani, din perioada în care orașul era condus de colegii săi de la PSD. Altfel ar fi aflat că între timp, la Drobeta, Turnul Severin, s-au construit 10 de parcări aproape în fiecare cartier al orașului. Mai există o posibilitate. Conform proverbului, cum e turcul și pistolul, pur și simplu l-a copiat pe șeful său de partid, Adrian Duicu, a cărui mașină a fost parcată zilele trecute tot pe trecerea de pietoni, după cum au descoperit jurnaliștii de la Informația de Severin.